Sper că mă puteți auzi. Vă auzim foarte bine. Ne bucurăm că sunteți alături de noi. Bun. Bun găsit încă o dată tuturor. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitația de a participa la deschiderea acestui forum prelungit. De asemenea, vă felicit pentru performanța de a putea continua aceste manifestări incredibile de solidaritate intelectuală, administrativă, politică, strategică, și de a aduce la un loc atâtea personalități din România și de peste hotare care să pună în discuție multe dintre problemele cu care ne confruntăm la nivel național, regional sau global și care să emită în același timp împreună sau separat soluții la sau posibile soluții la aceste probleme. De asemenea, vă spun că este o plăcere să intervin după antevorbitorii mei, mai ales că am să spun câteva cuvinte despre diplomație, fiind această frumoasă elită globală care reprezintă cu patriotism, realitate, credință și dedicare maximă interesele națiunilor și ale țărilor, având legătură cu fiecare dintre capitolele, segmentele societății din țările pe care le reprezentăm noi diplomații. Spuneam întotdeauna eu că diplomația este un vârf de lance foarte ascuțit, care este capabil să deschidă uși, însă să deschidă perspective, nu răni, care în mod normal vindecă răni pentru că este soluția la conflict. Și vedem bine că traversăm o perioadă foarte complicată în care intervenția diplomației este mai mult decât necesară, tocmai pentru soluționarea unor conflicte care par chiar și să escaladeze și care dau perspective cel puțin îngrijorătoare la nivel global. Din punct de vedere al diplomației române, sigur, ne găsim probabil în acest moment, în cel mai favorabil moment din istoria noastră. România este o țară independentă și reamintesc că intervenția diplomaților români atunci când România și-a dobândit independența a fost de o importanță capitală și a condus la statutul actual de stat independent al României. De asemenea, reamintesc contribuția determinantă a diplomației și a diplomaților români în obținerea statutului de țară independentă și unită, Marea Unire, și de asemenea acum, în zona noastră, în contemporaneitate, contribuția diplomaților români și a diplomației române la obținerea statutului de stat membru al Uniunii Europene, de stat membru NATO, și iată eforturile pe care le facem cu toți împreună acum pentru aderarea la statutul de stat membru al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, lucru care va oferi României un univers totul diferit de dezvoltare economică și socială într-un mediu mult mai propice, mult mai favorabil pentru cetățenii noștri și pentru companiile noastre românești. Spuneam într-o altă intervenție la un alt forum că diplomația este cel mai probabil cea mai bună afacere pe care o are orice stat independent din lume, pentru că prin intervenția și prin acțiunea conjugată, coordonată cu tot restul societății țării cititoare a unor profesioniști din toate domeniile, țările și națiunile obțin influență, obțin imagine, obțin reprezentare și obțin beneficii economice, politice și strategice pe care altfel foarte greu le-ar putea obține și cu sacrificii foarte, foarte mari. Faptul că reprezentanții statelor, diplomații, sunt alături de decidenții politici, cei care obțin acces la cele mai înalte niveluri ale celorlalte state, celorlalte organizații la nivel regional, global, european, în cazul nostru, este o importanță determinantă pentru dezvoltarea oricărei țări. Iar beneficiile, inclusiv economice, pe care le aduc cei care promovează propriul stat, fie că folosesc instrumente de diplomație politică, clasică, fie că folosesc pentru marile obiective ale statelor, cum a fost obiectivul nostru de aderare la Uniunea Europeană și la NATO și cum este obiectivul nostru de aderare la OCDE, dar și pentru chestiunile care țin de abordări sectoriale,
cei că vorbim de diplomația economică și folosim instrumente de diplomație economică din ce în ce mai mult. De fapt, întotdeauna am subliniat în ultimele mele intervenții importanța ca diplomația română să fie mult mai prezentă alături de companiile noastre din România, alături de oamenii noștri de afaceri, atât în efortul de internaționalizare a afacerilor românești, cât și în efortul de atragere a investițiilor străine, directe, indirecte, ori de promovarea exporturilor românești în străinătate. Intervenția și contribuția diplomaților români fiind determinantă pentru deschiderea și consolidarea multor piețe pentru produsele românești și pentru companiile românești. Fie că vorbim de diplomația energetică, iată, mai nou, în ultimii 30 de ani, vedem cum energia a fost folosită la nivel global, regional, oricum internațional, fie ca element de șantaj, ori ca element de promovare a unor influențe economice și politice importante. Vedem ce se întâmplă la noi în Europa și unde a condus acest discurs de securitate energetică folosit pro sau contra consolidării relațiilor internaționale la nivelul relațiilor europene, la nivelul continentului nostru și nu numai. Fie că vorbim de noi capitole de diplomație, diplomația digitală, vedem cum diplomația digitală, folosind elementele noi de tehnologie, s-a întrepătruns, s-a alăturat, s-a suprapus peste diplomația medicală. Nimeni n-a vorbit despre diplomație de tip medical înainte de pandemia de COVID-19 și am văzut atunci cum sisteme întregi diplomatice s-au dedicat 100% promovării unor interese clare care țineau de cooperarea medicală și de asigurarea unei securități medicale pentru națiunile trimițătoare ale diplomaților. Nu vorbeam despre diplomație medicală, nu vorbeam despre diplomație digitală înainte și, de asemenea, nu vorbeam prea mult despre diplomație cyber diplomacy, așa cum se cheamă în limba engleză. Asta înseamnă intervenția diplomaților tuturor statelor pentru desenarea unui sistem normativ, reglementator al activităților digitale și al securității în mediul digital. Vedem foarte bine, am avut antevorbitori astăzi, care au vorbit despre securitatea datelor, despre securitatea rețelelor. Am avut de asemenea antevorbitori care au vorbit despre securitatea biologică, despre sistemele de sănătate. Am avut o foarte frumoasă expunere, aproape o lecție, expunere de diplomație culturală dată de colega mea, doamna ambasador Simona Niculescu. Îi mulțumim și noi pentru această frumoasă expunere care deschide discuțiile despre o abordare mai comprehensivă, mai exhaustivă a diplomației în general și a diplomației punctate pe interesele României în special. Spuneam că ne regăsim într-un context internațional complicat, în care conflictele grave există la noi în Europa, în apropierea României, în Orientul Apropiat. Vedem ce se întâmplă și cum se polarizează la nivel internațional statele atunci când își susțin propriile interese într-un context internațional mai puțin sigur. Și de asemenea vedem importanța pe care o acordă toate statele și care se vede inclusiv în acțiunea diplomatică a tuturor partenerilor noștri pentru diplomația de tip academic și pentru susținerea inovației, pentru polarizarea inovației, pentru atragerea inovației în propriile state și pentru consolidarea instrumentelor de dezvoltare a tot ceea ce înseamnă noutate tehnologică sau tehnologii disruptive. Am adus vorba despre acest tip de diplomație academică pentru că se întrepătrunde și cu ceea ce spuneau antevorbitorii mei despre importanța dezvoltării și conservării resurse umane, de care și România are nevoie în egală măsură cu toate celelalte state din Uniunea Europeană și nu numai. Vedem atenee românești, universități românești care sunt din ce în ce mai performante, din ce în ce mai apreciate la nivel european și global. Vorbim de învățământ medical incredibil de bun, vorbim de învățământ tehnologic foarte apreciat, inclusiv peste ocean. Vedem specialiști români plecați de la universitățile din România care ne fac cinste în toate colectivele de cercetare din lume și dar de asemenea vedem și nevoia de a-i atrage înapoi. Vedem și nevoia de a menține specialiștii noștri, tinerii specialiști, deosebit de creativi și talentați, atunci când ies din universitățile noastre să rămână în mediul economic, în mediul de cercetare, în mediul academic românesc. Și vedem de asemenea necesitatea de a face o conexiune între acești specialiști din România și specialiștii români,
aflați deja în diaspora. Fie că au plecat mai devreme, fie că au plecat mai târziu din țara noastră, aceasta fiind un rezervor de resursă umană greu de egalat. Talentul pe care noi, diplomații, îl întâlnim în comunitățile noastre din străinătate, din comunitățile noastre românești, le spun generic românești, ele sunt român-americane, român-italiene, româno-britanice și așa mai departe, pentru că deja vorbim de o a doua generație de imigrație, începând după 1989, de imigrație românească în străinătate. Acest rezervor de talent este uriaș și cu siguranță trebuie să reprezinte o prioritate pentru România și pentru diplomația română, atragerea acestora în țară, implicarea acestora, chiar dacă nu se întâmplă, implicarea acestora împreună cu specialiști, mai tineri sau mai puțin tineri din România, în dezvoltarea inovației, în consolidarea mediului creativ din România și în aprecierea superioară a sistemului nostru de învățământ la nivel internațional. Cred că o astfel de legătură este esențială, nu numai între mediul academic și diplomație. Este cunoscut faptul că, cel puțin eu personal, dar mulți dintre colegii mei acordă o mare atenție colaborării și promovării mediului academic românesc în statele de reședință, acolo unde România ne trimite pentru a reprezenta și pentru a promova interesele noastre ale României și ale românilor. Cred că o mai bună comunicare între mediul academic, mediul economic, public și privat din România și corpul diplomatic și consular României este necesară. Consolidarea acestei legături duce la o acțiune coerentă, la o acțiune eficientă și la o acțiune dorită, atât de partenerii noștri externi, cât și de mediul nostru privat, economic, comercial, din România și cel academic. Îmi place o deosebire plăcere să anunț aici, cu această ocazie, o premieră care se întâmplă în cooperarea academică la nivel european, în cazul acesta la nivel bilateral între România și Italia, pentru că în nord-vestul Italiei avem o comunitate românească deja veche și foarte apreciată și foarte talentată, cu o prezență numerică însemnată, inclusiv aici, în orașul, frumosul oraș Torino. Spun că începând cu acest an, anul academic 2024-2025, deja există în curs, a fost demarat un program de colaborare între Universitatea Torino și Universitatea de Vest Timișoara, care oferă studenților la drept, în domeniul cel mai greu de realizat, un program cu dublă diplomă, așadar sunt studenți la Torino, la Universitate, și studenți la Timișoara, la Universitatea de Vest, care vor avea, la sfârșitul a 5 ani de studiu, vor avea diplomele de licență în științe juridice și de masterat în dreptul european, recunoscute atât în România cât și în Italia, automat, fără niciun fel de alte formalități. O astfel de proiecte, pentru că trebuie să-i felicităm cele două ATN, cele două universități, sunt de natură să aducă talentul românesc înapoi în România și să ducă talentul românesc în alte țări, la nivel profesional, acolo unde trebuie să fie apreciat la cel mai înalt nivel, fiind importante toate păturile sociale care sunt reprezentate de românii noștri în diaspora, dar de asemenea și la noi în țară. Așadar, consider că este un tip de program care poate aduce înapoi multă inteligență românească și o astfel de extindere de programe cu dublă diplomă se de natură să apropie și mai tare noua diasporă română de patria mamă. Doresc să mă opresc aici, invit participanții și care ne pot viziona să participe la toate atelierele forumului pe care din nou Media 1 a reușit să-l organizeze cu atât de multă pricepere. Nou, felicit Media 1 și doamna Țigănescu, faceți o treabă minunată și doresc succes în dezbatere tuturor celor care participă, fie ca speaker, fie ca beneficiar a informațiilor și datelor care sunt împărtășite la nivel profesional în acest minunat forum. Încă o dată, mult succes și vă mulțumesc pentru invitație. Din nou, sunt foarte onorat. Vă mulțumesc.